Bună, dragilor! Astăzi o să continuăm un pic subiectul despre karma, dar vom aduce în prim plan relațiile karmice. Ei bine, relațiile karmice sunt niște relații complicate. Cei doi parteneri fie se ajută unul pe altul în a alege drumul corect în viață, fie din contră îl abat pe celălalt de la drumul cel adevărat, crescând astfel datoria karmică dintr-o viață anterioară. Ideea de bază este că există două tipuri de relații karmice, relație karmică destructivă și relație karmică bună, constructivă. Astăzi o să vorbim despre relațiile karmice destructive, pentru că observ că vin foarte multe întrebări legate pe această temă. Cum ne dăm seama dacă suntem într-o relație karmică destructivă? Unul la mână o să începem cu ceea ce înseamnă această relație karmică. Relația karmică, de fapt, înseamnă că cele două suflete s-au întâlnit și într-o altă viață și revin acum în viața actuală pentru a-și rezolva anumite probleme pe care le-au avut, anumite datorii. Relațiile karmice destructive sunt acele relații care în niște vieți anterioare au avut un parcurs foarte, foarte urât. Și acum, în această viață, este momentul să reglăm acele lucruri. Pentru că planul inițial al acestor relații este de a contribui la evoluția noastră, în multe cazuri, relațiile karmice vin însoțite de neliniște, de zbucium, de tulburare, de luptă interioară și par a cauza mai multe probleme în loc de a le rezolva. Chiar dacă nimic nu pare a ne încuraja să le percepem astfel, relațiile karmice toxice sunt daruri prețioase care ne ajută să evoluăm pe lungul nostru drum spiritual, pe care l-avem cu toți desfătuit în viață. Ei bine, să luăm, de exemplu, acele relații în care simțim că ceva ne face să ne întoarcem la acel partener tot timpul. Cu toții am trăit această experiență la un moment dat, când știam că lucrurile respective este toxică, acea relație este toxică, dar cu toate astea era ceva ce ne ținea acolo. Ei bine, relațiile karmice vin să ne arate, de fapt, cele mai slabe puncte ale noastre, să ne lovească acolo unde suntem mai vulnerabili. Tocmai pentru a conștientiza acest lucru și tocmai pentru a lua măsuri în a ne vindeca sau în a îmbunătăți acele părți, că este vorba de lipsa încrederii în tine, că este vorba de lipsa iubirii de sine, că este vorba de o depreciere a ceea ce ești cu adevărat. Ei bine, când partenerul te lovește fix în aceste lucruri, e clar că aceea este o relație karmică. Relațiile karmice toxice niciodată nu pot aduce fericire. Și vei trăi într-un zbucium interior complet, vei trăi într-o stare de neliniște completă, poți suporta tot felul de jigniri, poți suporta tot felul de manipulări, poate să te înșele partenerul, dar tu efectiv nu te poți rupe de acea persoană, pentru că e acel ceva care te ține sau te face să te întorci de fiecare dată în același loc. Acel ceva nu este altceva decât lucrul pe care tu trebuie să-l vindeci. Relațiile karmice, privindu-le la nivel de ansamblu, sunt niște lucruri care pe noi ne ajută foarte mult. Pentru că odată ce ne-am plătit datoria karmică față de persoana respectivă, în momentul ăla evoluăm și noi foarte mult și putem găsi acea persoană cu care nu avem o datorie karmică, alături de care putem construi ceva durabil, ceva frumos. Aceste relații karmice apar în principal în primii ani din viață, pentru că acela este momentul în care noi trebuie să ne facem plățile pentru a ajunge la un anumit nivel în viața actuală. Știu că este greu și nu este deloc ușor să treci pe aceste momente și o relație, nu este neapărat, relație karmică destructivă nu este neapărat suficientă. Sunt persoane care trec în aceste relații karmice de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ori sau sunt persoane care, deși au fost într-o relație karmică sau implicat într-o altă relație, însă gândul și sufletul le este tot la persoana dinainte, pentru că încă datoria karmică nu a fost plătită.
este foarte important să încercăm să înțelegem că acesta este cursul Universului, fără să ne frustrăm, fără să ne supărăm și fără să ne forțăm în a lua niște decizii pripite. Toți avem de plătit datorii karmice, mai ales pe parte de relații, unde datoriile karmice se simt foarte, foarte mult. Toate relațiile toxice, toate relațiile în care ești înșelat, toate relațiile în care ești mințit, toate relațiile în care comportamentul partenerului nu este deloc plăcut față de tine, în care implică foarte multă suferință, sunt astfel de relații karmice. Eu sunt convins că la un moment dat în viață te vei uita în spate și îți vei da seama de importanța trăirii acelor momente negre. Pentru că acela este momentul în care tu ți-ai plătit datoria karmică și în care poți merge mai departe la drum alături de persoana potrivită în care să existe iubire, echilibru. De foarte multe ori nu putem termina foarte ușor aceste relații karmice, pentru că acel ceva ce ne face să ne întoarcem ne orbește. Și ați văzut asta și la prietenii voștri, că le spuneți, băi, nu este ok, nu e bine să te întorci acolo, nu te mai întoarce în trecut, dar persoana zice că tot ajunge să se întoarcă. Și de ce nu trebuie să-i condamnăm? Ei bine, nu trebuie să-i condamnăm, trebuie să-i înțelegem și să le repetăm de foarte multe ori ceea ce nu e de vindecat din această relație, la ei înșiși. În momentul când fac asta, totul este plătit, datoria este plătită și pot merge mai departe pe un drum plin de iubire. Vă doresc tuturor să depășiți cu ușurință aceste relații karmice destructive și sunt absolut convins că atunci când le veți depăși, vă veți da seama ce înseamnă cu adevărat iubirea de cuplu. Sper că v-a fost de folos și acest filmuleț și dacă v-a plăcut o să vă rog să dați share și subscribe canalului de YouTube. Vă doresc o zi minunată plină de iubire.